Soțul meu face o colecție de arlechin și de fiecare dată când își procură o nouă arlechin, eu mă joc mai întâi. Și voi ce ne spuneți? Nu, Andreea, și ne face surpriza asta în fiecare zi. Ei bine, astăzi aveți ocazia o dată în plus să vă jucați aici, în paradisul copiilor. Un concurs în două etape. În prima etapă trebuie să conduceți câte o lămâie cu ajutorul bețișoarelor. În a doua etapă, soția se preface în robot și nu poate mișca picioarele decât cu ajutorul soțului. Atenție! Start! Thank you.
găsim un dress code și a fost frumos. Mă bucur pentru voi. 1-0. Iar show-ul continuă. După ce s-au jucat, invitații noștri trebuie să ghicească vedeta. Am ajuns la concursul al patrulea. Invitații noștri trebuie să ghicească vedeta. Vine să ne uimească acum o fetiță de 12 ani din Chișinău, pe care o cheamă Marcela Druță. Iar prietenii noștri din echipa verde ne vor spune cum se numește vedeta. Thank you.
înregistrare? A fost greu. Da, sigur. Da, până la urmă, uite că ai ajuns aici, în acest show, și s-a bucurat o lume întreagă pentru tine. Și mi-am oferit toată și găsit. Care anume? Visul să devin o cântăreață, să mă cunosc pe toată lumea. Adică, mine cântăreață, ce zice? Uite, să te adresez. Aș vrea, în primul rând, să-i mulțumesc mamei, că m-a ajutat în telefonul cel care era atât de cercare la toate băbucurisurile și verișoarei mele și, de asemenea, profesorului meu de muzică, domnul Laureț Popescu. Mulțumesc! Te salută acolo! Așa, acum ne uităm spre echipa verde. Dragii noștri, Marcela ne-a prezentat o vedetă care nu poate fi comparată nici cu Mariah Carey, nici cu Jennifer Lopez, nici cu alte vedete, pentru că are un stil aparte. Este originară din Germania, are multe hituri și, la momentul dat, are un mare succes în Europa. Aveți nevoie de trei variante de răspuns? Da. Aveți nevoie de trei variante? Cred că da. Bine, atunci. Interpreta se numește Sarah Connor, Patricia Cass sau Tanita Tikaram? Cred că e Sarah Connor. Da, într-adevăr, bravo! Bravo! Echipa verde are un punct. Îți mulțumim, Marcela. Îți mulțumim mult de tot. Ai mai vrut ceva să zici? Aș vrea să mă pun la o încercare. Folosiți-vă 5 cuvinte pentru a dedica un mesaj de dragoste soției. Așadar, în 5 cuvinte, un mesaj de dragoste pentru soție. Auzim varianta echipei vers, să vedem în 5 cuvinte ce mesaj de dragoste îi scrie Iurie Corneliei. Te ador, te doresc, te iubesc, te aștept mereu. Bravo! Auzim varianta echipei galbenă. Cer cu flori, câmp, stele. Bravo! Și acum Marcela va decide cui mai dă iau un punct. A cui declarație ți-a plăcut mai mult? Eu consider că ambelor echipele voi da câte un punct, deoarece ambele echipe s-au simțit focul dragostei. Bravo! Deocamdată, 2-1, pentru că echipa verde a ghicit vedeta și a mai obținut un punct de la Marcela, echipa galbenă are un punct de la Marcela, dar să vedem dacă va ghici și vedeta care va ieși în scenă pentru ea. Acum îi mulțumim Marcelei, îi oferim diploma de participare la show-ul nostru. Ciocolate Gloria de la Bucuria sunt tot pentru Marcela. Înainte de a o invita în scenă pe cea de-a doua fetiță, vreau să citesc câteva rânduri din scrisoarea pe care ne-a trimis-o mama ei, doamna Angela Podubnei, din Roșietici, județul Soroca. În zilele astea grele de suferinții, emisiunea dumneavoastră este o pastilă care lecuiește orice necaz, ne reîntoarce la clipele fericite trăite în copilărie. Apelez la inima domniei voastre. Ajutați-mi copilul să-și realizeze visul de a cânta. Doamna Angela, astăzi fiica dumneavoastră este aici, în acest show. O vom admira și ne vom bucura pentru ea alături de dumneavoastră. Micaela Potutnui!